Academia de Handbal Mina Urbaia Mare a organizat un eveniment care a marcat finalul anului competițional 2016. Astfel, echipele clubului Băimărean au jucat o serie de meciuri demonstrative, iar la final au primit daruri din partea lui Moș Crăciun, oferite de sponsorul principal al clubului, Electrosistem Baia Mare. Pentru acest final de an suntem bucuroși că putem organiza un eveniment deosebit pentru copiii din instituția noastră, ca și în fiecare an domnul Ștefan Blașco de la Electrosistem este alături de instituția noastră și premiază copiii înainte de Crăciun. Astăzi o să avem un eveniment deosebit, sunt invitați și parte din Academia de la Târgu Lăpuș, pe care am înființat-o în acest an. O să fie niște jocuri demonstrative, după care un moș o să vină să împartă cadourile pentru copii. Anul 2016 a fost unul foarte reușit pentru Academia de Handbal Minaur. În sezonul precedent, clubul Băimărean a încheiat divizia A pe poziția a patra. De asemenea, Academia Minaur a fost singurul club privat din România care s-a calificat în toate cele patru turnee din cadrul campionatelor naționale de juniori. Cu toate că rezultatele nu au fost la fel de bune ca și în alți ani, clubul Băimărean și-a îndeplinit principalul obiectiv, cel de a forma sportiv de performanță. Academia de Handbal Minaur are în prezent aproape 200 de sportivi.